scos primăria din circuitul documentelor pentru intabulare. Acum 3-4 ani în urmă, primăria trebuia să pui o viză pentru conformitatea parcelării, adică că este într-adevăr adevărat unde a întabulat terenul. Străinii întabulează terenurile din birouri, nici nu vin pe teren, întabulează terenurile după titluri greșite, peste 3-4 ani zile când se va întabula toate terenurile, o să rămâi oameni care au ținut de 25 de ani terenul în parcela respectivă, o să fie scos și dus în altă parte, dar datorită faptul că s-a greșit titlul. Dacă se respecta avizarea de la primărie că întabularea este conformă cu parcelarea, se descoperea că titlul este greșit și atunci trimitea beneficiarul să modifice titlul de proprietate și nu îi punea avizul, nu se dădea lucrarea cadastrală. După ce se va termina întabularea, vor rămâne oameni fără teren agricol și cu titlul în mână, deci fără teren. Uitați ce vă spun eu, noi știm din teren ce aici se întâmplă, vedem și asta urmează, 4-5 ani de zile pe loc. S-au împroprietărit cu ruleta, cu compasul, acum tabulările se fac fără parcelare, că s-a fost început, nu se făcea fără parcelare, adică pe o parcelă se făcea, se împărțea toată suprafața la proprietar, nu ieșea parcela cu 3 hectare, se scădea de la fiecare proporțional. Acum, străinul a cumpărat un hectar, ca să nu bănuim noi, îi întabulează 99,5. Când o să fie țăranul nostru, nătăjit, să întabuleze ultimul, să duce la OCB, dar nu mai am de unde. Și atunci ce o să întâmple cu oamenii? Ce o să întâmple cu terenurile? Deci nu, eu consider că trebuia menținut situația în care nu trebuiau făcute, acceptate lucrările de tabulare fără viza primăriei. Și fără de ce? Și fără de ce, dar fără viza primăriei. Deci să tabulează terenul din birou. Se vedea cu mare, cu mare nenorocire, o să-i vedea.